Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela. Tarotela cu etalarea pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Leu, pentru aprilie aproximativ 2023. Nu uitați că timpul variază. Ce spun despre prezentul unora poate deja s-a întâmplat, e în trecut pentru alții, sau urmează să se întâmple pentru un alt număr de ascultători. Timpul este fluid și în etalări și în viața personală. Haideți să vedem totuși și mesaje primiți pe acest canal. Dacă simțiți că nu rezonați, mergeți în altă parte, vă rog frumos, cu sufletul deschis și fără energii negative, dacă se poate. Cât se poate. Venise ceva, da. Venise ceva. Da, foarte ciudat. Marele preot și 10 de cupe. Interesant, este un 5. 5, de două ori 5, duce la 10. Cu alte cuvinte, credința. Trebuie să vă dublați credința, unii dintre voi, ca să puteți manifesta fericirea. Un ideal, o speranță, un vis, familie fericită pentru unii, familie. Trebuie să vă dublați credința, eventual să schimbați energiile într-un mod creativ. Văd taur, în mod special pești. Poate ceva rac, dar mai degrabă pești sau scorpion. Dar în mod special taur și pești. Dar mesajul primul este mai important decât ideea de familie. Sperați că o să aveți o familie fericită. Orice speranță, orice vis se poate manifesta dacă aveți credință, dar unii dintre voi trebuie să vă dublați, aici, și repet, ca să se înțeleagă această credință. Nu este suficient să țineți reguli. Trebuie să le aplicați într-un mod creativ în viața voastră. La capătul setului de cărți, 9 de cupe. Cavalerul de spade, puterea. Lumea. Cred că veți primi vești de la cineva sau cineva va veni într-un mod neașteptat să vorbească cu voi. Gemeni, balanță, vărsător. Să vorbească eventual despre speranțele sale pe care începe să le vadă după o perioadă eventual de în care erau închiși emoțional. Încep să simtă niște lucruri, să vadă, să spere. Evident, referitor la voi sau privindu-vă, pentru că marele preot, dacă, haideți să mai, să termin ideea și apoi să zic de ce, privindu-vă pe unii. Pentru că acest cavaler de spade are în spate puterea. Aici este un leu și o energie feminină, nu fecioară, vă rog frumos, o energie feminină. Este puterea cuiva de a crește, de a se transforma și de a-și tempera, dresa ego-ul, impulsurile, inclusiv atracțiile. Că e femeie, că e bărbat, acest personaj este puternic. Acest personaj care reprezintă puterea, evident că ar trebui să fiți voi într-o anumită privință. Ați renăscut de curând, această lume mi-arată mai degrabă renaștere din niște situații grele, intense și greu de urnit, pentru că sunt elemente statice. Acest personaj care vrea să vorbească cu voi, posibil v-a văzut dintr-un stadiu în care erați mai de mult și v-a văzut cum ați crescut, cum ați rezânscut, cum ați căpătat putere, poate. V-au văzut de mici, eventual, sau v-au văzut în situații neplăcute, interesant, ia uite, 3 de spade, spânzuratul, în care v-ați sacrificat pentru ceva. Vă știu acești oameni mai demult cu 6 de cupe, poate sunt sufletele voastre pereche, poate v-au văzut prin vecini, prin cartiere, sau avut un sentiment de cunoaștere, de deja vu. Oamenii ăștia au simțit atracție mai demult, dar repet, v-au și văzut mai de mult. Poate atunci au crezut că sunteți doar o persoană atractivă, simpatică, interesantă, inovativă, dar
v-au văzut cum renașteți deasupra multor situații, cum cuceriți lumea, colective după colective. Și acest personaj vrea să vorbească despre faptul că speră că visează, eventual. Cred, eu asta simt. Acum spunea Mare Preot în astrologia vedică, casa a cincea reprezintă casa religiei. Pentru cei care nu știți, știți astrologia, dar nu suficient. În astrologia vedică, casa a cincea a leului reprezintă profesorul, ghidul spiritual. Pentru că e o casă regală și numai casele regale aveau parte de educație înaltă, de spiritualitate. Așadar, am zis că acest personaj vă vede pe voi cum manifestați credință și sperați în continuare în pofida unor situații. Am văzut dezamăgire, lume, un capitol încheiat, puterea, treceți prin transformări profunde. Însă, o mai vedi. Mai venise și soarele. Soarele de oleacă cam înclinat. Poate un pic fericirea voastră este afectată sau nu credeți că o să aveți parte de fericire, pentru că unii dintre voi sunteți mai supărați, patru de cupe, din cauza unui suflet pereche, dar cred că mai degrabă din cauza unui personaj din copilărie, din trecutul vostru, nu știu exact cine este acest personaj. Ideea este că trebuie să ieșiți din această poveste și să manifestați ceva nou. Rămâne de văzut ce și cum. Însă... poate unii dintre voi sunteți supărați din cauza copiilor, aveți copii care vă supără cu șase de cupe, posibil și cu asta. În fine, hai să vedem, nu, situația. Interesant, calea. Un drum. Leu, soare, lună, Venus, ascendent, nord, nord, leu. Am avut un an în care am stat la numărul 22 și m-am simțit foarte bine, foarte stabil, din multe puncte de vedere. Situaționă, leu, soare, ăsta a rămas. Celălalt, oh, ce frumos, ce frumos, Doamne, mă bucur, mă bucur. 1 și 33, iar cavaler... manifestare, mărturisire, comunicare, magician, nu știu dacă e vorba de magician, cred că e vorba de acțiune și comunicare a cuiva. Către voi sau depinde, poate sunteți voi care vreți să comunicați despre dragoste, dar e o energie feminină care ține cheile. Are niște chei în mână, cheile la sufletul acestui personaj, probabil... are niște chei. Are răspuns la întrebări. Un personaj în echilibru, 33 este echilibru, este 6 îndrăgostiții. Poate este vorba de dragoste, poate e vorba de echilibru, poate este vorba de oglindire, cineva vrea să fie ca voi și știe că doar în preajma voastră nu e suficient să vă observe, trebuie să fie mai aproape, să experimenteze viața în preajma voastră ca să ajungă măcar pe aproape ca voi. Sunt multe lucruri de spus. Poate legături și cu acele chei, eu știu, rămâne de văzut. Ia uite, un bărbat. Dar cred că, cred că sunt două energii diferite. Aici este energie mai tânără, cavaler, tânăr. Mai să zic spre 30 de ani. 20 ceva, 30 de ani. Și acesta este mai matur, mai 30, peste 30. Poate chiar... pentru unii să fie și un 40. Însă, acesta este bărbat, acela e tânăr. Mai un bărbat care trece prin profunde transformări sau poate voi ați trecut prin transformări, vă vindecați și poate și acest personaj vrea să manifeste ceva cu voi, nu știu. Dar apare o suferință, suferință... boală, accidente, deces, probleme cu banii, moșteniri. Of, of, da.
apar. Însă au venit două cărți. Hai să vedem energia voastră. Lei, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în leu. Dacă acele probleme nu sunt ale voastre, or fi ale cuiva. Poate voi susțineți, aveți o energie masculină, leu e totuși energie masculină, chiar dacă sunteți femei și susțineți pe cineva în această perioadă. Poate și voi ați pierdut steaua, deși are numărul 16, ați pierdut brusc, interesant, vă vindecați și acest personaj vă dă stabilitate sau, nu știu, sau voi, vedeți cum rezonați. Oh. Energia voastră, leu, soare, zebra, semn de foc, da? Cavalerul de foc. Nu știu, e a voastră, voi trebuie să fiți un pic mai neconvenționali și să vedeți lucrurile altfel. Mai colorat, să zic. Neconvenționalitate, zebra asta reprezintă. La capătul setului de cărți, dragoste multă, profundă, dar și o gelozie, un personaj gelos, gelos, alt semn de foc eventual, orgolios și altcineva care vă iubește foarte mult. Însă, energia voastră, zebra, fiți neconvenționali, îndrăzniți lucruri pe care nu le-ați îndrăznit până acum. Ce pot să zic? Zebra. Poate o chestiune și de, pentru mine, zebra, o chestiune de veșmânt, de fashion. Poate ar fi cazul să... să comunicați prin esteticul vostru. Uh-huh. Hai să vedem, soarele nu vine să ascendent. Nodul nord în leu, odată. De două ori. Iacă, de trei ori. Ceva a apărut, ia să vedem ce a apărut. Patru de spade. Vă vindecați de niște decepții, de niște probleme, poate chiar de sănătate, e o vindecare, e o ordonare mentală. Doi de spade, blocați. Ce blocați? Sper că nu vă blocați transformarea. Poate cineva? Da, nu. Altceva. Blocați accesul energiilor care v-ar putea perturba ca să vă concentrați pe transformarea voastră. Nu prea aveți chef de discuții deșarte, de lucruri. Da, probabil ar trebui să fiți un pic mai extravagant, să îndrăzniți chestii mai neconvenționale ca să ieșiți din acel doi de spade. Leu. Trei de monede. Marele preot. Regele de monede. Și steaua. Wow. O să le clarificăm. Dar știți ce văd? Și o să vă și... Ia uite, și artistul, manifestați! Asta vreau să zic. Manifestați! O victorie asupra durerilor. Ia uite, blocajelor. Blocajelor, confuziilor, blocajelor, durerilor, bolilor, poate chiar cineva, unii dintre voi ați pierdut, ca și mine, niște oameni dragi, vă ridicați într-un mod deosebit, creativ și plin de speranță, de credință, cei care se ridică, cei care rămân la pământ, rămân la pământ, e problema lor. Dar sunt unii dintre voi cu aspecte în leu care se ridică. Știți, mi-aduc aminte, e o imagine, vai, eram copil și vedeam un film, se numea Rasputin, dacă ați văzut așa ceva la cinematecă, era pe vremuri. Rasputin, cum încercau să-l doboare și nu reușeau. Rasputin. În fine, manifestați o nouă etapă în viața voastră și exact creativ. Încercați să fiți creativi și primul lucru
ar trebui să o faceți prin vestimentația voastră, poate chiar coafură, poate chiar, eu știu, make-up, ceva. Fiți extravaganți pentru că vă stă bine cei cu marcaj puternic în leu. Și ca să puteți aduce pe pământ parte din idealul despre care am vorbit, pe care, repet, îl puteți manifesta și prin creativitate, dar și prin multă credință, ar fi bine, poate, să faceți niște schițe, să 23 anul ăsta, anul acesta, descoperiți artistul din voi. Și nu mă refer la musai artist ca și job sau cale profesională, cât artist creatorul vieții sale. Artistul e creatorul vieții sale. Puțin artiști știu, din păcate, da, e foarte important ce creezi, pentru că ceea ce creezi se manifestă mai devreme sau mai târziu. Slavă Domnului că eu sunt conștient de asta de mult timp, da, probabil și tarotul mi-a venit la un moment dat, mi-a picat în brațe ca un cadou pe care, eu știu, trebuia să-l redescopăr sau de care dar de care trebuia să-mi aduc aminte. Însă, fiți creatorul vieții voastre. Asul de spade poate să fie și o comunicare cu un artist care vă ajută să vă vindecați prin arta pe care o face și să deveniți mai creativ și voi. Însă, hai să continuăm totuși cu 3. Avem aici un 3 și un 33. 3 ține de Mercur de comunicare, care revine și sub forma cavalerului. Se va comunica despre dragoste, echilibru, abundență și colaborare. 3 de monede. Cineva vrea să colaboreze cu voi. Repet, vă vede că ieșiți în evidență prin multe calități și cred că vor să fie ca voi. O să și clarific, dar deocamdată păstrăm acest mesaj. Însă, posibil acest personaj vrea să colaboreze și are gânduri serioase. Simte că vibrația voastră îi vindecă, voi vindecați și pe alții, nu pe ei, și au gânduri serioase față de voi, simt că aveți o misiune, un destin împreună. Cea mai simplă interpretare. Acum, următoarea pe care o văd înainte de aceasta, am văzut-o. Unii dintre voi, lei, construiți catedrala. Aici se construiește în 3 de monede o catedrală, dragii mei. Construiți catedrala voastră. Catedrala este urmată de marele preot. Vă reconstruiți credința sau vă construiți ori reconstruiți credința. Poate unii donează la biserică cu regele de monede. Poate alții vor dona în această catedrală a voastră și creștere spirituală, pentru că eu asta văd. Creștere spirituală fabuloasă, de la 3 de monede, la 5, la marele preot, ghid spiritual, profesor. Și aici iar o stea. O stea care arată lumina multor. Dacă marele preot, da, e un ghid de comunitate, steaua este de, ce să zic, planetar, de continente, comunitate și mai mare, să zicem. Văd pentru cineva, nu știu pentru cine. Dar hai să mai și clarificăm, pentru că sunt cărțile foarte intense. Unii dintre voi vă vindecați, hai să zic și mesajul ăsta, vă vindecați de un personaj materialist cu care ați fost căsătoriți și care, eventual, asta e varianta mai negativă, acel personaj poate a stat pentru bani sau v-a trădat la locul de muncă. Există și varianta asta, dar pentru unii dintre voi, nu vreau să mă concentrez pe partea negativă, ci pe mesajele pozitive, pentru că avem mesaj pozitiv, dragoste, echilibru. Clarificăm 3 de monede. Am văzut trădarea, da? Am văzut trădarea. Dacă nu e boală, poate să fie o trădare a cuiva. În fine. Ceva să răsucim, nu. Hai să clarificăm. Clarificăm. Leu, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Leu. Ce iese în evidență? Ia uite, regina de spade, comunicare, asul de spade, avem comunicare, cavalerul de spade a fost comunicare,
calul comunicare. Ia uite, cineva vrea să comunice, dar este o dezamăgire, este o suferință care trebuie exprimată. Am zis, fight-ul nu merge către stea. Odată exprimată această suferință, dezamăgire, neînțelegere, atracție pe care cineva a ținut-o și n-a exprimat-o, odată exprimată, se va vindeca cu stea, se va echilibra situația. Hai să clarificăm o dată, Leo, de două ori. Soare, lună, Venus, ascendent, trei ori am văzut astfel de monede de un început, șase de cupe, cineva din copii. Da. Cineva părăsește un suflet drag, un suflet din copilărie sau un suflet pe care l-a cunoscut de mult timp, dar care i-a creat mult stres. Acest suflet pe care l-a iubit și i-a creat mult stres. Este lăsat în urmă pentru un ideal mai mare, ia uite. Pentru credință, pentru manifestarea unei misiuni, eu asta văd. Dacă nu sunteți voi, poate e cealaltă persoană despre care veți auzi. În fine. Care vine spre voi. Ca la un guru. Dar nu doar guru. Un guru cu care vrea să trăiască împreună. Șase de monede, 3 și 6. Interesant. Îndrăgostiții, gemeni, taur. Poate cineva care are planete între gemeni și taur. Ori în gemenii, în astrologia noastră, este în zodia gemenilor și în astrologia vedică este în zodia taurului, depinde de grade. În fine. Ia uite, cineva e căsătorit aici. Și asul de spade. Orice ar fi, comunicarea aceasta va manifesta vindecare. Va aduce un vis pe pământ, într-o formă sau alta, pentru că steaua e un vis, e greu de atins. E un personaj care e ideal. Însă, mă întreb ce cu acest rege de monede și 10 de monede. Poate să fie un soț, un tată sau un șef, un job, sunt chestiuni care țin de finanțe. Pot să fie și profesionale, pot să fie și, v-am zis, familiare. Poate moșteniri. Sau poate pur și simplu cineva e căsătorit. Și voi aveți de ales. Aha, interesant. Aveți de ales. În această perioadă. Între aș spune iar 3 și 3, interesant, 3 oameni și 3 oameni, o situație oarecum interesant. Am zis că pe cineva inspirați, e un personaj care lucrează, da? Mai simplu, lucrează apreciat mai mult sau mai puțin la locul de muncă și aici sunteți voi la locul de muncă. Voi generoși, voi ieșind în evidență, mai ceva ca ei. Și aș spune că inspirați acest personaj să devină ca voi. Și nici măcar nu sunteți șefi, și nici măcar nu sunteți parte din echipă, voi sunteți generoși cu restul. Ceva de genul stea sau ghid. În fine, eu asta văd. Poate că ați oferit interesant acestui personaj la locul de muncă, nu știu, un plus de bani, într-o formă sau alta, un cadou, atenție. Acest personaj încet, încet s-a îndrăgostit și vrea stabilitate, posibil și, și asta, dar ia uite, astfel de monede, am zis că am văzut un nou potențial. Nou potențial. Dar și cu răbdare, odată acest potențial, dacă lucrați cu răbdare la această nouă etapă sau o nouă relație cu cineva, reușiți să lăsați în urmă diavolul.
o situație toxică, trădarea, durerea, obsesiile cuiva, da? Și într-un mod neașteptat, veți vedea cum vi se face justiție. Și iaute, regina de bâte, cu sufletul său pereche. Iaute, energie masculină divină. Un suflet care o face fericită. Poate e cavaler, poate și urmează să se maturizeze. Poate, eu asta văd, asul de cupe, iaute. Poate nu-i doar cavaler. Poate chiar un împărat. În fine, eu văd și sper că și voi ați văzut acest potențial de a lăsa în urmă apele tulburi, diavolul, relațiile toxice, poate chiar și o căsnicie sau un job toxic și de a vă reconstrui viața. Clarificăm 6 de monede. Nouă de cupe. Cred că are legătură cu ce am spus mai devreme, cu personajul acela care vă vede și începe să spere. Este speranța cuiva de a construi viața, de a-și echilibra viața. Ar putea în preajma voastră. Dacă o fi separat, nu știu. Dar eu zic că e în preajma voastră. Iată și pe 10 de monede încă o carte. 10 de monede, 10 de bâte. Aici este o familie în care cineva muncește pe rupte și altul ia banii. Și altul beneficiază de munca celălalt, câștigă de pe munca celălalt. Familie, căsnicie, ce-o fi, poate chiar și job. Oricum ar fi, trebuie încheiată situația asta. Și se va încheia la un moment dat brusc. Hai totul să mai clarific, mai curăț și aceste cărți. Soarele în Leu, să ascendem modul nod în Leu. Cineva muncește ca să fie independent și să vină cu capul sus în fața voastră. Voi deja aveți reginelor de monede, nu contează zodia care sunteți. Sunteți de succes, sunteți apreciate, vă priviți în reușitele voastre, da? Doamnelor, eventual. Și celălalt personaj, cred că este cel despre care am vorbit mai devreme, muncește de zor ca să vină, să zic, onorabil în fața voastră, că știe că n-are cum să vină oricum în fața unei regine. Eventual își dorește, uite, regina de monede și regele de monede, își dorește stabilitate cu voi. Dar, Leu, soarele meu, venu să ascendem, nodul nord în Leu, o dată, de două ori. Ia uite, de trei ori. Încheiați această 10 de spade. Durere, pierderea cuiva, care a fost de ca și când v-ați fi pierdut pe voi înși vă. Da, încheiați. Și dacă nu voi, poate cineva din cercul de prieteni. Am văzut 3 de cupe. 4 de spade. N-am văzut, parcă a apărut și 4 de spade? A apărut la un moment dat 4 de spade. Turnul? Wow. Asul de bâte și 10 de monede. Mai dăm, iau-te, și asul de cupe. Sunteți nebuni? Mai dăm o carte pe asul, pe 4 de spade, cavalerul de spade. Exact ce văzuse mai devreme, cavalerul de spade.
Aici. Va fi o comunicare neașteptată cu un personaj, repet, care vă urmărește. Vă urmărește cum munciți. Se analizează și pe ei cum muncesc. Vor să colaboreze cu voi. Sunteți nu parte din visurile lor, sunteți visul lor. Și eventual, repet, dacă ați trecut printr-o pierdere a unui personaj, 10 de spade, să fie pierderea cuiva, decesul cuiva, poate că vă urmăresc. Cum vă duceți și puneți flori la mormânt sau prindeți lumânare, cum fac și eu, sau vă organizați mental, vă vindecați eremitul, varianta mică. Aici este temperanța, în acest vitral este temperanța, comunicarea cu îngerii, mergeți la biserică, vă regăsiți, vă reabilitați, vă stabilizați mental, emoțional. Și vor să comunice cu voi. Și sunt dispuși să învingă orice obstacol. Dacă cineva stă în calea lor, sunt dispuși să învingă orice obstacol ca să comunice cu voi. Da, vor să exact să colaboreze. Au în spate un gând de a fi protectori. Eu asta văd. De a fi protector, probabil că i-ați ajutat cândva. Eu asta văd. Cavalerul, iată, doi de cupe. Da, vor să ofere prietenie, să vă fie sprijin în acele momente grele, pentru că și voi le-ați fost, dacă nu sprijin, inspirație. Măi, dacă voi vedeți altceva, e treaba voastră, eu asta văd. Acum, voi crescându-vă vibrația, vă atrageți, că îndrăgostițele e o energie magnetică totuși, atrageți oameni care vor să fie ca voi, care vor să fie în echilibru, care se îndrăgostesc de voi. Și prin această dragoste și prin această inspirație le dărâmați preconcepțiile. Dar hai să mai vedem ce ar mai fi cu turnul ăsta. Într-un mod neașteptat, ce e cu acest turn? Ok, vine într-un mod neașteptat, vine această pasiune. Și dragoste. Și pasiune și dragoste. Am senzația că sunt două. Asta e undeva mai încolo. Sunt cel puțin două sau chiar trei persoane care sunt cu ochii pe voi. Și fiecare persoană vă dorește în preajmă din niște motive. Bune, fiecare are motivele sale. Altul pasiune, altul adevăr, altul inspirație, altul dragoste. Clarificăm turnul. Iaud, 10 de bâte, deci exact, într-un mod neașteptat, acest personaj, nu cred că sunteți voi. Dacă sunteți voi, clar, veți renunța la prea multele responsabilități pentru familie sau pentru jobul respectiv, sau șeful, sau eu știu ce energie masculină are pretenții, veți renunța, dacă, și nu prea cred că lei stau prea mult în energia asta, ar putea totuși să fie alte persoane. Exact, 10 de bâte, 10 de bâte. Cine renunță la acel job și la acea căsnicie restrictivă sau familie restrictivă, va manifesta într-un mod neașteptat. Și impuls, tot ai neașteptat impulsiv. Mai dăm o carte. Da. Vreau să renunțe la minciuni. Personajul ăsta a fugit de voi. Este un alt personaj. Deci aici este un personaj și am zis aveți de ales. Aveți de ales între un personaj și alt personaj. Un personaj mai simplu, dar care, observându-vă, devine onorabil. Își găsește curajul, se transformă. Celălalt, am ridicat un pic vocea, are pretenții, are stabilitate financiară. Cum a obținut-o? Poate într-un mod incorrect. Sau
a ascuns faptul că are bani, a ascuns faptul că are responsabilități, a creat situații dificile între voi doi într-un fel sau altul. Acest personaj vrea să renunțe la acele lucruri și să manifeste asul de bâte. Atracție? O fi atras. Pentru că voi vă ridicați în vibrație, dar s-ar putea totuși să-și primească karma dacă v-a mințit la un moment dat. Cred că are legătură. Cineva care a fugit într-un alt context. Clarificăm și 10 de monede. Da. Exact ce aici. Ce am vorbit. Va fi o comunicare a cuiva despre confuzii, despre blocaje mentale, despre probleme fizice, trădări. Multe chestiuni complicate, legături complicate. Și acea comunicare va dezlega multe probleme. Va aduce vindecare. Poate sunt chestiuni care țin de acasă, al cuiva, 10 de monede al cuiva, dar l-aș vedea mai degrabă altfel, pentru că e o energie a viitorului. Odată comunicată problema sau comunicate problemele, odată început procesul de vindecare, că e un proces care durează, și odată manifestat această, aș spune, eliberare predestinată, veți începe să manifestați un alt succes financiar într-un alt context. Apare și o nouă dragoste. Cu alte cuvinte, dacă ați avut un anume tip de succes sau stabilitate financiară într-un context, acela se va schimba și veți avea parte de stabilitate, de succes într-un alt context. Sper că am fost clar. Sper că am fost clar. Ce-i cu asul de cupe? Vindecarea voastră și noua voastră transformare spirituală și noua dragoste pe care o veți sau de care veți avea parte, vă va aduce succes asupra celor care v-au blocat, v-au creat probleme, v-au lăsat la greu. Oricum ar fi, fiți atenți, pentru că nu e chiar așa de simplu ce se întâmplă în viața voastră, destul de complicat cu îndrăgostiții, turnul și cavalerul de spade, sunt energii bruște, impulsive, eliberări, 10-10, eliberări de situații grele, cicluri grele, ca să manifestați alt 10, un ciclu benefic în dragoste, manifestați dragoste cu altcineva, într-un alt context. Dacă voi vreți să rămâneți lângă persoana din trecut, e problema voastră. Eu vorbesc despre un potențial la nivel colectiv, a unui colectiv, nu a tuturor colectivelor, evident. Și pentru cine rezonează bine, pentru cine nu rezonează, căutați în altă parte. Oricum, două suflete pereche se vor regăsi și se vor reuni într-o relație stabilă, fără conflicte. Și nu veți mai avea nevoie de alte oferte. Veți refuza alte oferte în condițiile în care voi veți găsi stabilitatea, victoria, armonia cu, să zic, cu ceritorii inimii voastre. Veți descoperi noi pământuri, veți îndrăzni să mergeți departe, poate, ia uite, noi pământuri și zero, poate o luați de la zero într-o altă localitate, într-o altă țară. Unii dintre voi au te-ntrăgostiți judecata. Un personaj care chiar vă iubește și el lasă în urmă și voi lăsați, nu știu, pentru cine citesc pentru cineva, fiți atenți, nu este doar energia lui aprilie, este energia primăverii acesteia.
ascendent, nodul nostru în leu. Cine a fugit la un moment dat și v-a mințit, va pica în propria alesă. Va lăsa totul pentru început, dar cred că va fi prea târziu atunci. Pentru personajul care v-a mințit. Sau s-a uitat prea mult la trecut, la avantajele financiare, la niște chestii. Sunt niște oameni care își vor primi karma, cu alte cuvinte, și alți oameni cu care vă veți primi voi dharma, ca să fie mai clar în cazul în care nu am exprimat suficient de clar. E o energie mai... mă așteptam să fie mai dulceagă, dar nu e chiar așa. Dulceagă ar putea să fie viitorul, chiar dacă nu-l vedeți voi așa, unii dintre voi. Ia uite, apreciază acest moment. 33, interesant, cum se repetă? Fiecare situație este o oportunitate de a crește și a găsi dragostea. Permiteți iubirii să crească. Iubirii, da, îndrăgostiții. Alte mesaj. Aveți răbdare? 17, numărul stelei. Aveți răbdare cu aceia care poate nu sunt așa de strălucitori, dar au intenții onorabile. Aveți răbdare? Dragostea este răbdătoare și amabilă tot timpul. Poate că voi ați fost amabili, dar nu aveți răbdare. Eu știu. Ce pare asta? Îmbrățișați-vă și la voi emoțiile. Și singurul lucru real este dragostea. E 7, numărul acestui an. Și vă zic acum acest mesaj în postul Paștelui. Veți descoperi că singurul lucru real este dragostea. Schimbați-vă, concentrarea, focusul, whatever, înapoi către dragoste. Ați putea spune, nu, că eu am făcut-o cu nu știu ce. Probabil că trebuie ceva lucrat. Mai sunt niște detalii. Una la mână. Doi, dacă chiar așa de bine sunteți și nu mai aveți nevoie de niciun sfat și nicio chestie, probabil că e vorba de ei. Vor descoperi că singurul lucru real este dragostea. Oamenii din preajmă, oamenii pe care inspirați, și vorbesc acum despre lei care sunt faini. Da? Dacă aveți de-a face cu lei toxici, vă rog, sincer, nu vreau să mă conectez la așa ceva și mi se pare normal. Nici voi n-ați vrea. Dacă ați fi în locul vostru, ia uite, I love you, cineva va mărturisi. Asul de spade, artistul, asul de spade și stea, cineva va mărturisi că sunteți, ia uite, dragostea este peste tot. V-au urmărit, au căutat în stânga dreapta, nu e nimeni ca voi și că vă iubesc. 20 este numărul renașterii, judecata. Cele mai frumoase și puternice cuvinte și voi trebuie să le spuneți pentru voi. Dar nu un I love you narcisist, ci sincer. Ia uite, calmați-vă emoțiile în cazul în care lucrurile se înfierbântă și descătușați latura amabilă a voastră, posibil ei, în preajma voastră și sub inspirația și aura voastră descoperă și descătușează această latură. Da, reveal what needs to reveal. Cineva trebuie să arate ceea ce trebuie văzut, că nu s-a văzut, că sunteți iubiți, că sunteți apreciați de către cineva. Și fiți deschiși la schimbare, fiți reali, autentici, ce mai era aici? Ia uite, luminați. Lighten up. Fiți senini. Cam atât, sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup!